Tuturor, astăzi sunt favorizate relațiile sentimentale. Berbec este o zi foarte bună pentru toate activitățile care se bazează pe studiu și comunicare. Aveți șanse să realizați beneficii frumoase din tranzacții financiare. Taur, în prima parte a zilei aveți tendința să fiți indispus și chiar să deveniți irascibil. Colegii de muncă s-ar putea dovedi înțelegători, dar risca să tensionați atmosfera în familie. Gemeni, astăzi puteți obține destul de ușor mici câștiguri financiare. În partea a doua zilei există riscul să provocați o discuție aprinsă cu partenerul de viață în legătură cu schimbările pe care vreți să le faceți în cămin și în rutina casnică. Rac, ați putea avea ocazia să rezolvați o problemă a familiei, probabil în legătură cu locuința. În cursul dimineții este posibil să descoperiți o posibilitate de a rezolva totul mai ușor și mai repede decât ați crezut. Leu, s-ar putea să fie nevoie să faceți o călătorie neplanificată în interes profesional sau de afaceri. Chiar dacă schimbarea de program vă indispune cu această ocazie, este posibil să obțineți beneficii neașteptate. Fecioară, la locul de muncă și în afaceri aveți idei inspirate, iar relațiile cu colegii sau cu partenerii ar trebui să fie foarte bune. Este o zi bună pentru a lua decizii în privința investițiilor sau pentru a porni o afacere nouă. Balanță, s-ar putea ivi ocazia să faceți anumite schimbări la care vă gândiți de ceva timp în plan profesional sau în relațiile sentimentale. Astăzi sunt favorizate discuțiile serioase pe teme importante și relațiile de parteneriat în general. Scorpion, în cursul dimineții este posibil să primiți o veste bună în legătură cu o sumă de bani pe care contați. Este posibil să aveți de făcut câteva drumuri scurte și să puneți la cale o călătorie împreună cu partenerul de viață. Săgetător, relațiile cu partenerul de viață ar putea avea de suferit din cauza că ați neglijat anumite probleme familiale pe care ar fi trebuit să le rezolvați. Cu diplomație puteți detensiona atmosfera. Capricorn, se pare că sunteți preocupat de probleme profesionale care vă dau bătaie de cap de ceva timp și aveți tendința să neglijați viața de familie. Explicați celor dragi situația pentru că sunt dispuși să vă înțeleagă și să vă susțină. Vărsător, astăzi puteți rezolva probleme profesionale dificile într-un mod ingenios. Relațiile sentimentale ar trebui să decurgă fără probleme deosebite. Stăpâniți-vă tendința de a-i face reproșuri nejustificate persoanei iubite. Pești, la locul de muncă puteți găsi mai ușor soluțiile unor probleme dificile dacă ne analizați împreună cu colegii. În cursul serii vă puteți relaxa împreună cu persoana iubită la o întâlnire cu persoane apropiate. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă! Mulțumim!